O specie de miriapod a devenit o știre în domeniul muzical. Da, ai auzit bine! Este vorba despre miriapodul Taylor Swift, care a fost descoperit în 2022. Oamenii de știință care au făcut această descoperire au numit micuța creatură după celebra cântăreață. Lor le-a plăcut foarte mult muzica ei când erau mai tineri și s-au gândit că ar fi un omagiu frumos. Miriapodul Taylor Swift se alătură listei de 16 creaturi similare găsite în munții Apalași din Statele Unite. Evident, restul nu sunt la fel de celebre. Nici aceasta nu a fost o descoperire ușoară. Respectivele nevertebrate sunt extrem de greu de găsit în habitatul lor natural, deoarece petrec puțin sau deloc timp la suprafața solului. Preferă să stea ascunse în subteran. Deoarece se hrănesc cu vegetație în descompunere, ele joacă un rol cheie în ciclul natural. O altă specie descoperită recent a ținut prima pagina ziarelor, deoarece a fost numită după o celebră activistă suedeză, Greta Thunberg. Vorbim despre o broască ce trăiește în estul statului Panama. Aceste broaște minuscule trăiesc și își petrec o mare parte din viață ascunse în plante din familia Bromeliaceae. Nu călătoresc aproape niciodată, ba chiar dorm și își depun ouăle într-o ascunzătoare. Cea mai distinctivă trăsătura lor este faptul că au ochii negri, ceea ce este neobișnuit pentru broaștele care trăiesc în America Centrală. Acum, ce zici de o broască de ciocolată? Nu, nu este gustarea din Harry Potter, ci o specie reală. Această creatură cu aspect neobișnuit a fost descoperită destul de recent în regiuni din Amazonul peruvian. Este supranumită și broasca tapir, deoarece seamănă cu aceasta. Are mult de a face cu faptul că această broască are un bot lung. Ca și alte specii descoperite recent, broaștele de ciocolată sunt greu de găsit și de studiat. Dar este o altă dovadă a biodiversității incredibile pe care încă nu am descoperit-o în zona Amazonului. O nouă specie de gândac a fost descoperită de curând în Asia. Autoritățile locale au dat peste ea în timp ce examinau niște bușteni transportați din Guiana franceză. Ar putea fi interesantă pentru oamenii de știință local, dar această nouă specie trebuie studiată cu atenție, deoarece poate fi periculoasă. Atunci când au analizat înregistrările existente ale gândacilor locali, specialiștii nu au găsit nimic similar. Aceștia au trecut la studierea ADN-ului noi insecte și au confirmat că este o specie nou descoperită. Specialiștii care lucrează la controlul vamal din întreaga lume monitorizează în permanență livrările pentru insecte necunoscute, deoarece acestea pot fi purtătoare de boli. Mai mult, gândacii sunt cunoscuți ca fiind creaturi foarte adaptabile și dăunătoare noilor medii. Ca să nu mai spunem că se înmulțesc de asemenea destul de rapid. Pentru a păstra biodiversitatea locală, atunci când se întâmplă ca insectele să călătorească dintr-un loc în altul, acestea trebuie să fie studiate intensiv pentru a vedea dacă trebuie luate măsuri preventive. La începutul anului 2022, un biolog marin a dat peste o creatură acvatică frumoasă. Aceasta a fost numită ulterior caracatița pătură și, din ce știm până acum, trăiește în largul coastei Marii Bariere de Corali. Această creatură și-a primit numele datorită aspectului său asemănător curcubeului. La majoritatea speciilor, masculul tinde să fie mai mare decât femela, dar nu este cazul acestei creaturi superbe. De fapt, o caracatiță pătură femelă se poate întinde până la 1,8 metri lungime, în timp ce majoritatea domnilor din această specie au în medie mai puțin de 2,5 centimetri lungime. Da, diferența e uriașă. O altă creatură frumos colorată care trăiește în apele noastre a fost descoperită recent în Maldive. Se numește zâna cu voal de trandafir roz și face parte din familia labridelor. Aceasta și-a primit numele după floarea națională locală, care este trandafirul roz. La drept vorbind, această specie de pește seamănă foarte mult cu labrida cu catifea roșie, dar diferă puțin în ceea ce privește coloritul. Nu este prima dată când o vedem, dar este prima dată când o studiem suficient de mult timp pentru a ști că sunt două specii distincte. Sunt două specii distincte! Îmi pare rău, nu m-am putut abține! Descoperită recent de cercetători irlandezi și indonezieni, pasărea soarelui Wakatobi este o creatură mică asemănătoare cu o pasăre colibri. Are un colorit deosebit, pene albastre pe gât, pene galbene pe burtă și pene maro pe spate și în vârful capului. Motivul pentru care este numită pasărea soarelui este că penele sale strălucesc ca și cum ar fi acoperite cu sclipici în lumina soarelui. Rar descoperim specii noi de mamifere în zilele noastre, cu atât mai puțin specii mari, dar leneșul cu mantie sudic este o adevărată excepție. Inițial s-a crezut că leneșii cu mantie fac parte dintr-o singură specie, dar se pare că aceștia se împart în două categorii distincte, nordic și sudic. Ambele se găsesc în pădurea atlantică braziliană. O nouă specie de bufniță, Otus bichegila, a fost de asemenea anunțată recent de specialiști.
Principalul lucru care i-a determinat pe cercetător să concluzioneze că este vorba despre un nou tip de pasăre este sunetul distinctiv pe care îl scoate. Chemarea sa începe cu un scurt tu. Acesta este urmat de alte zgomote care seamănă cu cele făcute de insecte. Unele bufnițe fac un duet la căderea nopții. Specia a fost descoperită în insula Principe, care face parte din Republica Democratică Sao Tome și Principe, în zona de coastă a Africii Centrale. După ce a căutat peste tot pe insulă, echipa a descoperit că nu cutreieră decât o mică porțiune din această insulă mică. A fost simplu de estimat că există doar un număr limitat de exemplare, așa că specia a fost imediat clasificată ca fiind în pericol critic de dispariție. Anul acesta, europenii au făcut cunoștință și cu o nouă specie de melc și este destul de impresionant, având în vedere că poate fi la fel de mare ca un morcov. Acesta are o culoare maro-gri-cenușie. Echipa internațională responsabilă cu identificarea acestei noi specii a petrecut mult timp explorând canionul Tara în Muntenegru. O echipă internațională de voluntari a luat parte la o excursie organizată de către Texan Expeditions și a explorat canionul Tara din Muntenegru, care este cel mai mare și cel mai adânc canion din Europa. Acum, din punct de vedere tehnic, Molia Pudel din Venezuela nu a fost încă identificată în mod oficial și nu a fost studiată pe deplin, dar încă de când a fost fotografiată pentru prima dată în 2009, internetul a fost cucerit de înfățișarea ei. Această insectă minusculă arată ca o combinație între o jucărie Furby și o chimeră, dar într-un mod extrem de drăguț. Știm că ar putea trăi în regiunea Gran Sabana din Venezuela, dar în afară de asta nu există prea multe informații despre această molie. Oamenii de știință nu au reușit încă să identifice cu exactitate familia sa de insecte, dar bănuiesc că ar putea fi o combinație de specii variate, ca un mutant. Un alt fapt amuzant, acea blană pe care o poartă este făcută din celuloză izolatoare fonic. Deci, dacă stai să te gândești, blana lor este făcută din zahăr. Crabul burete trebuie să fie una dintre cele mai elegante creaturi acvatice descoperite recent. Are un mijloc de burete și o haină pufoasă și a fost descoperit recent după ce un exemplar a fost găsit eșuat pe o plajă din orașul australian Denmark. Oamenii care l-au găsit pe plajă au fost destul de amabili să-l trimită cercetătorilor de la Western Australian Museum pentru a putea fi identificat și studiat corespunzător. Spre surprinderea lor, această creatură nu părea să semene cu nimic din ceea ce fusese documentat anterior. Liliecii Nimba și-au primit numele de la munții Nimba, în care au fost descoperiți recent. Pentru a vizita această regiune, va trebui să faci o excursie în Africa de Vest. Ei mai sunt numiți și lilieci portocaliu strălucitor din cauza aripilor lor blănoase, care au o culoare unică. Împreună cu alte specii similare, pot fi găsiți doar în această regiune specifică. Așa că este crucial să le păstrăm habitatul pentru a ne asigura că nu vor fi pe cale de dispariție. Acești indivizi se numesc nanocameleoni, iar după numele lor îți poți da seama că nu sunt cele mai mari reptile. Descoperiți recent și în Madagascar, masculii de nanocameleoni sunt printre cei mai mici masculi de reptile din lume. Femela este puțin mai mare, dar nici ea nu se întinde mai mult de 2,5 cm, inclusiv coada. Deoarece habitatul lor natural este foarte limitat ca mărime, încă nu știm multe lucruri despre ei, deoarece s-au dovedit a fi destul de greu de studiat. Da, sunt timizi!